Corneliu Coposu, sub lupa securității, declarații, corespondență, conferințe și scrieri inedite. Cel mai recent volum al istoricului sălăjan Marin Pop va fi lansat miercuri, 11 noiembrie, la 25 de ani de la moartea seniorului. Lansarea va avea loc online de la ora 19 pe platforma Zoom și va fi transmisă pe pagina de Facebook Fundația Corneliu Coposu. La eveniment vor participa, alături de autorul volumului, reprezentanți ai editurii, politologul Alexandru Gusi și președinte executiv Fundația Corneliu Coposu, Ion Andrei Gerasim. Volumul apărut la editura Vremea din București face parte dintr-un program mai amplu de cercetare pe care l-am derulat de-a lungul timpului în cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău și l-am intitulat Sălajul secolului 20 și personalitățile sale, fiindcă Sălajul este un loc binecuvântat care a dat țării mari personalități precum Simeon Bărnuțiu, Gheorghe Pop de Băsești, Iuliu Maniu și Corneliu Coposu. În special asupra lui Corneliu Coposu ne-am oprit și datorită faptului că este original din localitatea Bobota, localitate din care mă mândresc și eu că sunt original. Manuscrisul volumului a câștigat prima ediție a concursului inițiat de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și a apărut cu sprijinul Fundației Coposu acum când se împlinesc, iată, 25 de ani de la trecerea în eternitate a seniorului Corneliu Coposu. Lucrarea își propune să introducă în circuitul științific informații inedite referitoare la unele declarații din timpul anchetelor la care a fost supus marele om politic sălăjan, încă din anul 1945, cu ocazia marii demonstrații promonarhiste și anticomuniste din 8 noiembrie, pe ziua onomastică a regelui Mihai, precum și cele efectuate de către securitate, brațul în armată al Partidului Unic, în perioada comunistă, atât în perioada cât se afla în închisoare, până în 1964, ca deținut politic, cât și după eliberare, până în decembrie 1989. Ele au fost selectate de către noi și fac referire la evenimente, persoane și aspecte din viața cotidiană în timpul regimului comunist. Volumul cuprinde și corespondența pe care a purtat-o cu diverse persoane, interceptată și multiplicată de către securitate, dar și diverse scrieri inedite confiscate de către securitate cu ocazia numeroaselor percheziții domiciliare. A existat și anumite voci care spuneau că seniorul Coposu este doar un om politic și nu a scris nimic. Iată acum, în acest volum publicăm o serie de scrieri inedite ale lui Corneliu Coposu, fiindcă el a fost în primul rând și a început cariera ca jurnalist, apoi a intrat în politică și nu a renunțat nici în cele mai crunte vremuri în închisoare, când se afla în închisoare, să scrie chiar și mental, și dovadă sunt poeziile Rugă sau alte poezii publicate după 1989, iar după ieșirea la pensie s-a plecat tot mai mult asupra recuperării trecutului istoric și reabilitării unor persoane precum mentorul său Iuliu Maniu. Ele au fost, din păcate, confiscate de către securitate în cadrul numeroase percheziții domiciliare, însă le-am descoperit la arhivele securității și le publicăm în prezentul volum. Așadar, cum spuneam, volumul este dedicat lui Corneliu Coposu, seniorul Coposu, care a trecut în eternitate acum 25 de ani și rămâne pentru noi și pentru generațiile viitoare ca un model demn de urmat, care, iată, a suferit aproape întreaga viață doar pentru faptul că a dorit să spună adevărul și dreptatea și nu a înclinat capul în fața noi ocupații sovietice.